când ați fost invitați prin dispoziția domnului primar, numărul 116 din 21, să participați la ședința ordinară. Ședință ordinară care are de ordinea de zi 7 proiecte de hotărâre, ulterior transmiterii materialului. Domnul primar a mai inițiat un proiect de hotărâre, cel privind aprobarea planului de acțiuni și lucruri de interes local, ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoana de acte de muncă din partea beneficiarului de venit. Proiect de hotărâre ce a primit avizul Comisiei de Specialitate și prin urmare poate fi completată ordinea de zi. La ședință lucrez doi consilieri locali, domnul Fabian Flaviu și domnul Sărcu Consim, în urmare ședința este statutară și își poate desfășura lucrările. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot proiectul ordine de zi completat cu proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni. Înainte de a intra pe ordinea de zi, supun la vot procesele verbale ale ședinților anterioare, cel din 18 februarie, cel din 9 martie. Dacă sunt discuții cu privire la conținutul lor, dacă nu, supun la vot, le supun la vot. Ca la fiecare ședință va atrag atenția să respectați prevederile codului administrativ care implementează situația conflictului local aflat în conflict de interese. Iar dacă este un consilier care are vreo interes personal, vreo problemă supusă de dezbatere vorbească, vă rog să anunțe vederea consemnării procesul verbal. Dacă nu, îi dau cuvântul doamnei Naima Maricica, președinte de ședință pentru a prelua conducerea. Doamna Maricica. Mulțumesc! Bună ziua și bine ați venit! Trecem la primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Vidus pentru lunile aprilie-iunie 2021. Cele trei comisii președinții au dat aviz favorabil. Favorabil. Da. Propunerea noastră este pentru președinte domnul Ovidiu Vacaru și supleant Iulian Vacaru. Da, altă propunere. Altă la da? Domnului. Deci vom supune la vot acest nume, da? Da. Dar acest mai sunt alte propuneri. Nu mai sunt alte propuneri. Nu mai sunt alte propuneri. Cine votează pentru? Unanimitate. Mulțumesc tare mult. Trecem la al doilea proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal numărul 142 din 2018. În vederea extinderii intra-bilanului satului Oiduz, comuna Oiduz, județul Bacău, cu suprafața de 1000 metri pătrați, proprietate privată a numiților Ciobotarul Iulian și Ciobotarul Brândușa, în vederea realizării obiectivului de locuință, parter și mansardă. Comisia de Agricultură, favorabil. Dacă avem amendamente, dacă nu, vom supune la vot. Cine este pentru? Amendamente, vă rog. Discuția amendamente. Am studiat în materia și am văzut că ați obținut avizul de la generalărie pentru public. Am văzut documentați în scris, dragi. Unde? Pentru public? Da. Nu, nu. O să până ajungem la gospodările. Și voiam mai să ridic problemă. De exemplu, mulți cetățeni vor să construiască noi toți. Se izbesc de aceste interdicții, domnul, noi ar vrea să construiești. Ați văzut, sunt anunțuri, sunt străini de locatari care vor să cumpere teren, casă, în comuna Oituz. Nu spun în alt comun, dar vedea și pe Facebook, în comuna Oituz. În momentul în care vrea să construiască, automat pierde vreo 6 luni de zile, vreo 6 mii de lei, sunt în alt comun. 3-4 mii de euro. Da, cum se tocmește pulul, dispar acele investiții. Am de la varianta. Nici la ora actuală nu știm nimeni. Dom'le, cine a pus aceste interdicții de a nu se construi în anumite zone cum au văzut? Nu știe nimeni cine a pus aceste. De unde vin aceste interdicții? Pogul, ultimul pug aprobat este în anul 1999. Iar aceste interdicții sunt pe extravilan. Unde există intravilan, se poate construi. Unde este extravilan, ai nevoie de acest plan urbanistic zonal ca să intre în o categorie de intravilan. Pugul are tocmai această menire să reglementeze zone. Zonă de locuințe, zonă industrială
sau alte categorii. În urma discuțiilor pe care le-am avut la Iași, chiar cu directorul de la CNADR, sperăm în perioada imediat următoare să vină un reprezentant pe teren, să facă măsurători, să ne zică exact care sunt problemele, iar după aceea să contractăm pe cineva să realizeze cucul. Dacă reușim să extindem intravilanul, și aici în mod deosebit este zona Pâtcă, că acolo se construiește mai mult, nu va mai fi nevoie de pus. Și extinderea aceasta este limitată, nu putem să facem cât dorim noi. Ar veni cu ideea. De exemplu, până la delimitarea cugului, dacă există, deci avem legiul, avem posibil juridici care v-ați intereseze, putem întocmi un proiect de hotărâri pe plan local, să urmăm aceste restricții ca oamenii să, să construiască până la delimitarea cugului, atât. Nu se poate. Doar de impus, atât. Asta este singura reglementare. Care trebuie să construiesc. Problema să știți că avem numai pe dupre asta. Știu. Din păcate, sunt 99 probleme. Aici, legat de urbanism, mai aș avea și o mică problemă și niște întrebări, dar le-aș vedea pe un termen mai lung răspunsurile astea. De exemplu, în Doituzu se dezvoltă foarte, foarte mult. Eu vorbesc din prisma mai mult și a zonelor de ferme, microferme și tot ce ține legat de creșterea animalelor. Cât de curând o să apară discuții și mici conflicte legate de apropierea caselor de micile ferme sau dezvoltarea micilor ferme în ferme mai mari care o să creeze probleme. Când, cine și cum ne poate, nu știu, ajuta într-o viziune de urbanism a Oituzului, dar pe termen lung, în care poate că n-ar fi greșit de stabilit o zonă, nu știu, industrială, dacă se poate permite cuvântul ăsta, o zonă a cazanelor de țuică, fiindcă într-un viitor nu foarte îndepărtat și problemele astea o să fie adevărate probleme, fără să supărăm sau să deranjăm pe nimeni. Nu știu, zona ferilor, zona industrială, zona de cazane, zona de ATV-uri, de exemplu. Să creăm pe Manciuc undeva, nu știu, 5 hectare, 2 hectare de pământ, alocat celor care vor să stea în noroi, să se dea cu ATV-ul, să facă ce vor. Poate nu e foarte, foarte ok acum, dar nu știu. Locurile astea pot fi reglementate doar prin PUC. Există o documentație începută pentru acest PUC. Ea nu a fost finalizată deoarece nu se obține avizul de la drumurile naționale. Aici este cea mai mare problemă. În urma discuțiilor, au mai cedat și ei. Au înțeles situația că suntem într-un blocaj. Mai mult am primit adrese de la Ministerul Dezvoltării ca până în 2023 să finalizăm PUC-ul. Deci există riscul să nu se mai prelungească ceea ce s-a întâmplat până acum. Prin PUC, fiind deja documentația lucrată la ea, prindem bani în buget și sperăm ca până la sfârșitul anului să avem PUC-ul aprobat. Rămâne de văzut ce probleme identifică și cât de repede reușim să le finalizăm. Drumul colector, știu că era o problemă. În discuția pe care am avut, au zis că aia n-ar mai fi atât de mare problemă pentru drumul colector. Ar zice că hai, trecem cu vedere. E problema accesurilor de la persoane juridice în DN. Asta au ridicat cei de la drumurile naționale. Practic, ei vor să încaseze niște bănuți. De la cei care au firme și care problema, au problema, noi o avem consilierii vechi, o știu, trebuie de 10-15 ani. Tot atâta prelungim, prelungim, prelungim. Problema cea mai importantă este reîntrarea anului sus până la Botezatul. Nu ne întâmplă, s-au făcut casele după Revoluție încoace și nu au avut aviz la drumul. Și mai e zona Codreanu și Birte, cu probleme. De aceea nu ne dă cei la CNAED, ne dă autorizați că vor fi 12 metri la axul drumului, până la poartă. Și nu sunt. Și atunci oamenii ar trebui să mute gardul spre interior, ca să-i dea. Până la urmă, să facem și treaba asta. De ce nu avem PUC? E zona extravilară care este prinsă deja. Nu, de la drumul național e problema cea mai mare.
Restul nu. Dar de la drumul național nu-i vor da. Dacă nu... Doamne, sunt ani de zile când vorbim de acest plan urbanistic general. Da, așa puzul au mai vrut de oameni, dar ei fac puzul acum, ultimile puzuri, trebuie să fie unul lângă altul, nu într-o zonă, într-o zonă. Nu mai fac nici puzuri, nu se mai fac acum la Consiliul Județean. Nu mai apropă cei de la Consiliul Județean. Am fost cu o problemă la Consiliul Județean, am spus dacă sunt unul lângă altul, să mai fac puz. Dacă nu, nu nici puzul ăsta nu mai face. Este o problemă foarte delicată. Mulțumesc. Dar trebuie să ne 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 trebuie având ca obiect spațiul cu suprafața de 1 metru pătrat din imobilul Primăria Comunei Oituz. Favorabil, nu? Da. Și de la agricultură, domnul președinte, mulțumesc. Dacă există amendamente, discuții, vă rog, domnule. Este vorba despre ATM-ul de la primărie, bani mulți nu luăm, dar e în folosul cetățenilor Oituz, că e scot bani un lucru bun. Deci îl încurcă acolo spațiul de 1 metru pătrat. A fost o problemă și când l-a scos cei de la BRD, bancomat a fost, lumea mea era... Da, dar acum asta m-a reglementat, chiar asta nu mai ia comisioane de la o bancă la alta, cum era mai da, înainte, era o problemă da, mare, da, când scoteai da, bani din alte bănci. Acum ai comisioane, nu zic, acum, da. Dar eu am încercat să scot și nu iau comisioane. Îți spune că se scoteau bani. Ei spune că te comisioane. Nu, când total problemă mai iei comisioane. E vorba de... Așa-i complice, am dreptat. Este vorba de noi de carduri. Depinde de bancă. Cu cardurile vechi, vă ia comisiune. Depinde ce cardurile, dacă acum ai cu cardul nou și cu alt contract, comisiune zero, nu se ia. Depinde de ce convenții au bărți între ele. Trebuie neactualizat. Convenția era la momentul în care ați încheiat dumneavoastră contract. Și altă chestie pe care nu am văzut să aibă bancomatul ăsta, ai sume fixe. Eu n-am... Dacă ai rămâne de altă bancă, e sumă fixă. Da. Restricționează. Da. Că de-aia era bine cu două, dar era cu două, dar era pe rețeu și... Dar n-am mai putea atrage, de exemplu, să-i atragem pe cei de la bancă transacție. Nu vin, pentru că nu mai au tranzacții mulți și nu-i convin. Cred. Așa a fost mult foarte mult. Nu prea le convine, s-a crescut foarte mult acum online, tot ce înseamnă da, plăți și... Da. Și nu prea se mai tranzacționează. Aici se mai făceau tranzacții. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc frumos. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea și înfrumusețarea Comunei Oituz, județul Bacău, pentru anul 2021. Domnul de la Comisia de Agricultură, domnul președinte, mulțumesc. Dacă există amendamente? Discuții. Avem discuții? Dacă nu, îi punem la... Hai, mă rog. Ne-am întrebit, doamna președinte, mai ușor, așa că opoziția... Așa se spune, așa se spune. Avem aici la învățuri pentru bună învățuri și înfrumusețarea comunei. La articolul 12, întrețirea și înfrumusețarea clădirilor și culturilor. Aici avem și noi, ca să dăm un exemplu și întrețirea comunei, să avem și noi clădirea, Casa Cataran. Dacă a trecut pe acum să vedeți în ce stadiu e și cum arată, deci trebuie să avem și noi în vedere acest lucru. Pentru timp pe care am făcut să avem în vedere pentru acest lucru. Clădirea aia nu este nouă, e așa de 20 de ani, nu? Nu, 40 de ani, 50 de ani. Am mai discutat odată problema asta, dincolo de acest lucru, acolo este un chiriaș. Dacă stăm și ne uităm pe contractul lui, s-ar putea să aibă obligația să întrețină el. Nu m-am uitat, nu știu, dar în general... Să fac toată fațada la clădirea aia. În general, pe fața închiriată. În general, când concesionez sau închiriez,
Astea sunt clauze obligatorii. Pentru că nu putem să impunem acelui biserician să tai fațada la adică mai construcția, nu se poate așa ceva. Nu cred, nu cred. Închiriezi să se prezintă drepturi și obligații. În general, la închirier, să știți că e obligația proprietarului să facă tot ce înseamnă reparații și tot ce... În general, nu știu ce contract este făcut cu domnul care e acum, dar în general, cel care închiriază... E acolo trebuie toată casa renovată. Exact. Iar aici, la articolul 16.6, avem conștiințarea 10.1 pentru îndepărtarea și alinierea stripilor, îndreptarea și alinierea stripilor de susținere. Asta e măsură care am făcut-o eu anul trecut, dar este executat. Nu este. Nu este executat. Uitați-vă de la Pecu, în jos, noi șase. De la Pecu, de la Botezatul, până în Mugănesc. Noi deja am trimis adrese către ei, au venit, au constatat. Rămâne acum să vină... Partea stângă, să vină ei. A fost și anul trecut. Deci eu am văzut că am mai întâmplat din stâng. A fost anul trecut. E problema de la... Auziți că au făcut o lucrare la repezeală. Exact. Și locul de la Teștirii pe Ivelulașa. Și mai avem un punct aici la instalarea panoului de informare privind intrarea comună. Nu-l avem. Vă mulțumesc și sper că anul acesta să avem și una intrare în comună. Da, o să cumpărăm altul, dar cel vechi nu mai există. M-am interesat de el, nu mai există. Păi era lucrul, bătu sau tot. L-am distrus. Da. Distrus. Vă gândesc la varianta cum pentru chiar atât de mult ca să nu avem la intrare comună, împărăm și să cințeze. Deci, toată lumea, orice cităm din țara asta, au zis cum au tus și nu avem la intrare, nu avem un... Tocmai de aceea am și prins. Cum? Tocmai de aceea am și propus prin proiect. E propus de mine de anul trecut și așa. Ce ați vă rog. Nu, papi, nu vă spun de la mine. Mulțumesc. Vă rog. Vă spune ceva plan de acțiune, salutările dintre Toca. Putem să avem la poziția 3. Curățarea stațiilor de autobuz de intravilan. Dar intravilanul? Să faci și stațiilor. Nu scrie atât. Stațiile de autobuz trebuie jos și... Să prindim prin buget. Ne puteți zice, domnul Curea, ne puteți zice o stație în extravilan? La este. Extravilan? Da, ne ziceți o stație. Unde? La Codrea. Păi, la Codrea. Acolo nu există stație prevăzută. Bucuri, Codrea. Dar mai există stație prevăzută acolo. În stație. Sunt, că oprește șoferul în care discuție. Nu este stație, nu este stație. Ce dracu? Stație intravilan. Ce dracu? Sunt intravilan. Sunt intravilan. Unde e intravilan? La Verde? La Hârja. Am zis Hârja. Că a zis de Hârja. La Hârja, da. La Verde și la Hârja. Stațiile se pun în intravilan, pentru că acolo sunt locuitori. Și la poziția 15, la curățarea izvoarelor ascultată. Ar mai fi bine și apă oigenizarea apodul negru, care a făcut un loc cu ea. Apă 3 săptămâna a fost reajat. Și dezinfecție a fost și... Vă că avem lume multă care... A fost și afiș acolo. Aveți cuvântul, doamna Iulia? Doamna, a fost de aceste stații. Trebuie să aveți în atenție. Adică... Nu avem ce repara la ele. Nu, ce ar trebui să facem? Adică pe viitor, nu se poate face. Pe viitor, nu se poate face. Trebuie să avem în atenție aceste stații. Doamna Iulia, haideți. Da, la articolul 3, în legătură cu obligațiile cetățenilor, spune aici, la litera B, să nu aruncem containere pentru deșeuri selective, deșeuri de altele decât cele menționate de containere. Cum sancționăm dacă prindem astea? Că nu este prevăzută nicio sancțiune în litera asta. Ultima literă din articol. E posibil să nu fi văzut eu, dar nu, cred că nu am verificat. Pentru că asta chiar trebuie. Probabil s-a păstrat sancțiunile anterioare și s-au adus noi obligații. Da, și un pic s-a trebuit să spun, dar ești chiar o problemă. Propuneți amendament și... Deci... Să propune acum un amendament. Să fie pentru... intrusă și litera B. La care B? Din articolul 4. Da. Cine este pentru? Păi e la care? La litera B. Articolul 3, litera B, nu are sancțiune. Ok, și la care punct să trecem la sancțiune? La articolul 4, la care din punct?
Amendă. Eu aș spune mai. Scuze. Hai că ajungem la pași. Dar puneți sancțiuni și sancțiuni atât. Păi tocmai. Eu aș spune. Eu trebuie să fac spune maxim că este inadmisibil în containerul de reciclabile să găsești mortăciune. Adică nu știu cum să spun. Asta chiar că e... poate să nu spunem chiar. Poate nu are altă opțiune. Chiar ce am poftit? Poate nu sunt altă opțiune. Cum să pui în reciclabile găini în moarte? Adică la gel. Hai să fie chiar la H, să fie la G. Zic eu. Nu? Supunem proiectul cu amendamentul respectiv. Cine este pentru? Mulțumesc! Două abțineri! Două abțineri! Cine s-a abținut? Domnul Butucaiu și mai Gitaru și... Ungureanu! Trecem la proiectul numărul 5. Proiect privind aprobarea regulamentului privind procedura de achiziție de imobile de către Comunul Vizul, județul Bacău. Dacă există amendamente, avizul e favorabil. Avizele sunt favorabile. Mențiuni sau discuții în privința acolo? Am studiat acest proiect. E grupul pentru achiziția terenurilor pentru la bazine? Sau în general? În general, dar va fi nevoie și pentru acea achiziție. SC Tornator a înaintat dezmembrarea, în urma discuțiilor pe care le-am purtat chiar de la începutul anului. Ne-a înaintat dezmembrarea cu intenția de a vinde. Urmează să, cred că o să avem în consiliu, nu inițierea la aproape de valoare. Da. Probabil că luna următoare o să avem o inițiere pentru a începe evaluarea și după aceea. Dar la momentul actual, reprezentați Tornator, își mai păstrează interesul pentru acest schimb de teren? Nu se va efectua schimb. La parte vânzare cumpărare, înțeles. Doar se va vinde către primării și atât. Fără alte discuții. Da? A fost dezmembrare. A fost dezmembrare. Au o suprafață nu mai mare, că ce știu eu, 2500. Aici ați rapoarte de evaluare, nu putem să dăm cât vor să... Dar nu, am așa mai mult decât din țărbui. Nu există o procedură de achiziții în primărie pe care se poate achiziționa. Era nevoie, era calmită. Da, era necesar acest proiect de hotărâre. De moment ce legea nu stipulează, era obligatoriu. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc frumos! Trecem la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2020 și a situațiilor financiare ale UAT Comunului Județul Bacău. Comisia Economică, mulțumesc! Amendamente, discuții, dacă nu avem discuții, trecem spre aprobare. Cine este pentru? Inamendate, mulțumesc. Mai avem un raport, îl trecem pe asta prima dată. Nu e cura care e. Proiect, da. Proiect de zis raport. Nu raport, bine. Da, bine. Avem un raport privind starea economică, socială și de mediu a Comunului Tuz pe anul 2020. Există discuții la acest punct? Ce am înțeles până ne-a spus în raport? Că nu mai avem ce discuta. Este ceea ce s-a realizat în anul 2020 și se prezintă în fiecare an. O să fie publicat și pe site-ul primăriei ca să este deja. Ca să vadă și cetățenii. Da, 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 bun. Atunci supunem pe da. Trecem atunci la ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021
de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat. Președintele Comisie, mulțumesc. Avem amendamente? Discuții? Aici este explicare asta. Atunci supunem spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Diverse. Acum la diverse. Cine vrea să ia cuvântul? Vă rog. Domnul SD, când a fost asaltat în 2020? În acest an, aveți și în vedere sunt de concasată, adică sunt în fiecare dată concasată și am măsit de dumneavoastră. Sunt unii care nu pot să descrie, mai ales peste vale care duce spre Cotărnici, încolo să ferească Dumnezeu. Sau la Dugărești, de la șosea, până la punte la Dugărești. E sub orice critic. O bună... O bună parte au fost întreținute, chiar dacă vremea a fost așa capricioasă. Ce s-a constatat? Acolo unde apa a avut loc să se scurgă, drumul s-a întreținut bine. Unde apa nu s-a scurs, putem zice că a revenit cum a fost înainte. Nu știu cum vom rezolva aceste drumuri, pentru că nici nu putem să investim în mod repetat pentru reparații și după fiecare ploaie să se strice drumul. Ar trebui să ne gândim să începem, chiar dacă nu vom asfalta, începând cu anul viitor, să ne gândim să facem niște șanțuri care să colecteze apa și să diminuăm din aceste cheltuieli din utile. Acum peste vale de chiar de la fonduri spre Cotărnici. Dacă nu se face șantă și nu se balastrează panta care lucră spre mașină. Acum se pare că e o pantă. Să pui balastrează. Acum degeaba o să vină mereu. O să aducă o apă. Dar dacă panta va fi balastrează, nu ai vrut să vă vină rău. Acum nu te dai șantă din gură ca să te dă de acum ce am început. Drumul până la punte la Dogărești se poate balastrea cu balastră în drum. Nu trebuie... De la DN. De la DN până la punte la Dogărești. Poate balastrea cu balastră în drum. Da, cu cine avem drum. Da, și eu două probleme am, care am ridicat și luna trecută. Eu am geam cu eroi, probleme de tot acolo. O să mă duc personal să le ridic. E, personal, nici o problemă, nu ușirii. Și a doua, când faceți drumul în Călcăi? Drumul a fost reparat acum două săptămâni trei, ceea ce am dus mai înainte. Și în starea care sunt acum? Am fost, chiar azi am trecut pe acolo. Ce am zis și înainte, unde a fost pantă să se scurgă apa, drumul s-a păstrat bine, unde n-a fost, s-a găurit înapoi. Dacă sunteți de acord, noi trimitem utilajul de fiecare zi. În urmă, sunt banii dacă comune. Dacă se face drumul în bombă, nu trebuie. Că acolo, la unde e cel mai rău, e drept, într-adevăr. Acolo trebuie dată cădere la apă. Dacă nu se dă, normal că o să facem din săptămână în săptămână. Când apa s-a dus și în proprietățile oamenilor, exact. Și în oamenilor, acolo trebuie făcut șanțe, exact cum am spus. Cât o fi de... mică, străduța. Să facem din autocredă, să faci ce vrei. Bun, acum v-am spus, dacă îi facem cădere în două părți, să duci toată apa în o gradă la om. Da, cum așa? Ce nu vrei? Până la șansă. Până la șansă. Atât vreau să fie drumul ăla, bagă. Am fost oamenii de două ori pe acolo. Cum a făcut drumul și el? Era mereu ca înainte. Am fost de două ori pe acolo. Păi și a lăsăm așa? Trebuie de pomatarea adâncă și încărcat și luat. Exact cum a fost dat într-o parte aia, am văzut și că a văzut acolo cu noi. Ce s-a spus? Nu știu, a spus, doamna, a trebuie de promotare mult mai adânc, cum o făceam eu, când eu. Când mergeam cu trașa. Și acolo nu e nevoie de a da o de banală. Trebuie de promotare. Un autograder bun, greutat. Știu că dumneavoastră puneați, nu scoteați. Nu le doresc. Tot toate doresc. Ce făceam și ce nu făceam, dar ținea mai mult drum. Aici e toată problema. În Călcăi 200 nu se strica. Cu ce costuri? Cu ce costuri, dar făceam și treabă. Păi așa facem cu costuri mici acum, să sporim, dar facem de 3 ori. Deci n-am cu nimic. Dați-vă un pic că unde s-a depus, sunt locuri în care nu se mai vede fundația de la gard. Și
Sunt multe locuri. Dacă noi continuăm să depunem, o să depășim. Apa se va scurge în curtea oamenilor odată. Doi, când va fi să se asfalteze, costurile sunt din nou ridicate. Adică trebuie la să vedem. La exploatarea agricolă se poate da o flașnetă. Acolo este altceva. Acolo este drumul agricol. Drumul Humăriei până la podul de drumul agricol. Drumul agricol acolo e altă discuție. Unde au fost case pe o singură parte, s-a dat bandă și s-a păstrat drumul. Și la fel răstrău, în spate acolo, la doamna Miluță, așa acolo, trebuie să strece drumul. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. A început o stânga, un izvor foarte mare. Acolo era, nu la intrare, mai încolo. Mai încolo, la burlacă. Am fost eu acuzat de așa, mai încolo, ia, s-a întâmplat așa, nu știu ce s-a întâmplat. Din zborul acolo, da. Haideți să rog, domnul Mureanu. Repede? Spuneți. Dacă domnul Dumai am ajuns să dea la ciobana, oamenii vreau după astfel la patru, ca să știe știi că îi țineți așa în trisul. Cum am zis în acte de ședință... Pentru că nu era filmat, asta audă și da, eu oricum, în momentul în care avem datele de la Consiliul Județean, ei vor fi sunați să vină la licitație, să depună documentele și vor avea. Dacă, deci proiectul pentru Masa Verde a fost pe ordinea de zi în luna februarie. A fost retras pe motiv că nu l-a fundamentat corect. L-au retras, puteau să facă foarte bine o ședință extraordinară la începutul lunii martie și făceam și noi după ei. Dar așa au așteptat ordinar, au pus-o în ultima zi din luna martie, fără să se gândească la întreg județul. Dar e vorba de Consiliul Județean Bacău. Bun. Am înțeles că s-a făcut un regulament pentru așa ceva. Da? Da. Prioritate, n-ar trebui să aibă oamenii din Măiuț? Să aibă cel puțin oi, animale, domnule. Mă așteptam să primesc această întrebare. Vă invit la sediul primăriei să vedeți ce adresă am primit cu hotărârea de Consiliul Local discriminatorii. Tocmai pe acest principiu. Erau taxe diferite. Dacă erai cetățean al comunei sau al localității, aveai taxe mai mică. Dacă erai cetățean din altă localitate, erau taxe mai mari. Adresa? Nu vor avea prioritate crescătorii de animale din localitate. Doar dacă vor rămâne suprafețe disponibile. Păi, dacă nu e în altă parte, se ia toată suprafața. Oamenii noștri... Nu o să ia nimeni toată suprafața, pentru că nu are... Să ai mătătătura minimă de animale. Domnul, va fi licitație publică. Cei care m-au întrebat, veneau pe același principiu. Dom'le, dar noi de aici, noi nu suntem mai, nu putem să facem un abuz în serviciu. Au programare la piață după documente. Până pe 15 mai. Și ei nu au nimic. Dacă îmi dați voi. Și le-am zis în felul următor. Dacă voi între voi vă înțelegeți pe zone, unde și să mergeți și să luați, să fie o înțelegere între voi, este foarte bine. Dacă nu, licitația este publică. Cine vrea, e la pas, plătește. Așa și... Așa animale acum, unde la perioadă. Da, am înscris să dați subiectul pășun, este foarte cald. Eu știu că atâta timp cât se organizează o licitație, la o licitație se stabilește un cai de sarcini. Corect. Care poate fi stabilit, inclusiv cu prioritate pentru buletin de oituz, inclusiv cu pechimea de când crește animale. Dar eu particip la licitații ca medic veterinar și îmi spune, dacă am buletin de oituz, am 3 puncte, dacă am buletin de bocnești, n-am niciun punct. Aia nu e discriminatoriu. De acum, deci, eu cred că acest cai de sarcini trebuie juridic întocmit și aprobat de Consiliul Local și oamenii să vină la licitație. Și atunci, fără părere de rău, trebuie să ținem cont de oameni și crescători din noi dus, de care nu s-a prea ținut cont. Nu e vorba că nu ține, dar noi nu putem să facem niște abuzuri. Dar nu abuz. Caiet de sare, votat legal. A favorizat pe cineva este un abuz. Nu pot să conteze doar factorul economic. Bineînțeles că este foarte important pentru primărie și pentru Oidus să aducem cât mai mult bani la bugetul local. Dar nu poate fi doar asta singurul puter. Dar putere. Uitați-vă în trecut. Vedeți câte fețe de sarcini au fost făcute în acest sens cu favoritisme sau alte localități. Dacă au făcut și ei și-au permis acest lucru, e strict problema lor.
Favoritismul înseamnă chestie ascunsă. Favoritismul într-o chestie publică cu 16 consilieri, exact. Nu mi se pare o chestie de favoritism. Favoritism atunci cel din Noituz nu are șansa, s-ar putea să nu aibă șansa să aibă... Dar de ce să nu aibă șansa? Din altă, cum spuneți dumneavoastră, din altă parte și... Vrea să... Teoretic e din altă, practic e din altă parte, teoretic pe hârtie din Noituz. Deci până acum... Bun, dar cel din Alba Iulia, am înțeles că este un cel din Alba Iulia, ăla are un animal din comună Noituz, asta vreau să știu eu. Care vreau 100 hectare. Să vedem dacă să și prezintă la licitație. Era până să vedem, e o problemă. Dacă la voi zi, aici e toată problema. Domnul Butucaru, eu nu fac abuzuri. Păi nu facem abuzuri, atunci lasă să aducem oameni, să aducă oameni, voi ne să primării atunci, ce se face cu ei? Dar poate să vină și la școală. Așa să vedeți dumneavoastră și țineți cu... Domnul Larisa, vă recomand să consultați specialiști, domnule juriști, ca și vedeți ce vă spun să... Dar categoric trebuie toți ca cetățenii comunitari, doar dacă rămân suprafețe disponibile, se vor da acele suprafețe altor... Doar că problema de care vă spun... Doar că problema de care vă spun... ceva clar, doamna, acolo. Păi, domnul primar, îți spun... Da, domnul, ați văzut... Domnul Ucrean, ați văzut cum va documentația și era... Nu conduce doamna Dumitrie, e corect. Dar zic, vorbim pe niște lucruri care n-au ajuns în fața dumneavoastră, să le studiați și vorbiți în necunoștință de cauză. Dar trebuie să știm, că o să ne s-ar putea să credea și nouă. Păi o să fie transmis, încă nici n-a fost definitivat. Dar e imediat de 5 aprilie, deci nu-i așa ce să mai? Trebuie ceva concret. Păi da, dar dumneavoastră vorbiți de lucruri pe care nu le știți și vă dați și părerea doar că domnul doctor vorbește de o altă situație în care teoretic cetățeanul face parte cetățeanul comunei Noituz, nu? Acum așa da, cum spune domnul primar, are tot dreptul să vină să participe la așa ceva, fiindcă el și-a înscris în registrul RNE, pe bază de documente de vânzare, cumpărare, formular de mișcare, scuze, astea sunt animalele mele. De-aia spun că ar fi bine ca să punem accent pe aceste condiții artificiale de a participa la licitație, care sunt absolut normale peste tot. Domnul, dacă ai anumite condiții artificiale în care tu... dar asta trebuie discutat de juridic, de aia spunem că juridicul și toți consilierii care au cunoștință de asemenea discuții să le spună, că nu sunt singur. Dar din păcate la mine vin în fiecare zi proprietari de animale care chiar vor să crească și spun că vine la cu bani, în ghilimele, da, și ia pășunile. Nu vrem să fie asta și nici nu vrem să fie asta adevărat. Păi și repet, nu cred că un caiet de sarcini poate să fie, considerat ca un abuz, dacă este întocmit juridic, cu niște condiții pe care Consiliul Local din Noituz asta le stabilește. Pornind de la suma de, 3 lei, 1000 de lei câte e hectarul, suma minimă care este stabilită de la Consiliul Județean, de acolo încolo pornim, în care punctăm și valoarea de licitații pe hectar, punctăm și faptul că ești din Noituz, punctăm și faptul că ai animale de 20 de ani sau de 3 ani sau de 5 ani. Astea sunt niște condiții absolut normale care pot fi discutate. Nu să acuzăm și nici să imputăm. Nu punctăm noi animalele la fața dumneavoastră și nu sunt de fapt în Noituz. Deținerea de animale este un fapt scriptic într-un registru al exploatației, dar faptic el poate să fie și în altă parte, cu condiția că ele să fie prinse într-un program de vaccinare. Ori eu, ca și consilier, nu pot să accept chestii artificiale. Mai ales că sunt deja copii care erau atât, așa cum au 20 și ceva de ani, și chiar mulg oile și fac brânză și fac mâncare pentru noi. Și nu pot să spun că ăla e mai... puțin isteț și el altul e mai deștept și vine și ia teren. Da, tomatul ăla mai înainte spuneați că să facem o departajare. Unul are 10 oi, unul are 100. Și asta e discriminare. Că are dreptul și la cu 10 oi să ia sau... Dar deci, nu va fi permite legea asta. Adică trebuie să gândim... În proprietate privată, persoana va fi atribuită direct crescătorilor de animale în baza cererilor acestora. Așa zice ordonanța 34. Asta cea domnul primar, cu fiecare a trebuit să înțeleagă unde a consumat.
ca să nu fie discuții. În condițiile în care pe aceeași suprafață de teren sau pentru suprafețe rămase neatribuite în urma procedurii cu atribuirea directă, se va organiza o licitație. Astea sunt condițiile. Nu se va face licitație din stat pentru că așa trebuie să se întâmple. Acolo acum nu s-a spus să treaba asta. Ce spuneți dumneavoastră e clar. Păi, asta a fost, doar că ceea ce spune domnul, zice să, dumneavoastră zice că din punct de vedere juridic să păi da, stabilim cumva. Nu știa ca și mine, ce a spus dumneavoastră acum? Păi nu, dar dumneavoastră știi foarte bine că noi am avut și discuții telefonice pe tema asta. Dumneavoastră vorbește de cazuri în care acele persoane practic au, sunt cetățeni ai comunei Oituz, dar de fapt, teoretic, oile sunt ale altor persoane. Și pentru că noi am discriminat... Spuneți-mi dumneavoastră care e baza legală, ăla dacă vine și depune cu buletin de Oituz și cu documentele la dumneavoastră că figurează în RNE, spuneți-mi ce artificiu să găsim în așa fel încât să-l primim. O biografie corectă la licitație. Să țină cont de biografie. Exact ce are 20 de ani animal și care are 20 de ani. Da, gândiți-vă că poate sunt fermieri care și-au luat de animalii 20 de ani de zile. Nu poți să-i puntezi pe ea din Oituz care iau animalii 3 ani de zile mai prost decât ăla care are din 20 de ani. Pe ce care din Oituz, nu? Dar începe și omul afacere ce face. Da, asta e. Cum poți discrimina? Care poate chiar și-a luat chiar ca să-și facă. Da, mă, dar unul mă la vocare a fost încurajat ca nu știi de la 5 voia vin la 100, la 2, acum a fost probleme, nu s-au ajuns, nu s-au ajuns. Și trebuie încurajat și ăsta care și le-a luat acum 3 săptămâni. Dar nu a făcut cu 5 capile și gata. E prea repede, prea devreme, prea nu știu cum. Ai zis să aduc în discuție și eu la acest. Nu, ce a spus doamna secretară e corect, corect, dar nu s-a ocupat ce a spus domnul primar. Dar domnul primar ce a spus? A spus licitație, a spus treaba asta, că dacă rămân în libere cu asta la licitație. În momentul în care sunt mai mult de două cereri pe același loc, nu negociez, îi fac licitație. Dacă el este singur, este singur. Nu îl încurcă nimeni. I-am zis același lucru, sub o altă formă. Mai ținem și de înțelegere. Aș vrea să vă spun că în spatele la grădinița numărul 1 este o grădină, este o curte mare. Și chiar am trecut pe acolo și am văzut că ar putea fi amenajată curtea aceea foarte, cu bani mai puțin, ca să fie în folosul copiilor de la grădiniță, cu plantarea pomilor, cu verdeață, amenajarea câteva băcuțe în spatele grădiniței. Dacă se poate să ia în considerare pe viitor, când o să avem bănuți, n-ar fi rău. Discutăm cu doamna Andrei. La președinte, Da, haideți, vreau frumos. E un spațiu liber și foarte frumos acolo de joacă a copiilor. Și altceva aș vrea să mai spun, la dispensarul care se termină aici la noi, s-ar putea să se facă un veceu public, vreau să spun, dar în afara clădirii, acum unde ar putea să aibă acces nu numai persoanele care merg la dispensar, la medici, dar și alte persoane. Dacă se va lua în considerare pe anul acesta, anul viitor, și să, fiindcă se lucrează acolo și s-ar putea introduce și la canalizare, și la apă. Bine, dar nu trebuie să fie în față, să se găsească, nu, după ce se dărâmă clădirea din dreapta. Păi tot în față, da. Oricât e grea, tot în față. Bine, dacă se cade de acces. Trebuie văzut dacă se poate în soluție. Se poate, pentru că în comună nu există niciun veceu public, sincer. Eventual în spatele clădirii. La piață. Undeva, dar... În spatele clădirii. Nu știu de ce s-a lăsat spațiul ăla, în spatele clădirii noi. Așa, acolo, da, ar fi în regulă. Da, undeva, o să fie distanță, cum se putea face. Dar nu se folosește. Dar nu se folosește. Și atunci, punct de punct. Deci, de când am intrat noi, am deschis WC-ul de la bază sportivă. Pentru că era zonă. Nu mai tineai, dar altceva. Dacă mai are cineva de discutat o propunere, o discuție, dacă nu, încheiem ședința. Mulțumesc foarte mult că m-ați acceptat. Vă doresc o seară frumoasă.